Salut și bine te-am găsit la episodul numărul 49 din seria Autocarma Expert, unde vom încerca să oferim sfaturi și lucruri utile din domeniul auto. Motorul unei mașini este o componentă complexă, care necesită diverse piese pentru a funcționa eficient. Printre acestea, tacheții joacă un rol esențial în menținerea performanței și a durabilității motorului. Astăzi vom explora ce sunt tacheții, cum funcționează și când ar trebui să fie înlocuiți pentru a asigura o funcționare optimă a motorului. Dar, înainte de a începe, ne-am bucurat ca tu să apeși pe butonul de like. Acesta face ca materialul nostru să ajungă la cât mai multă lume. Tacheții sunt cunoscuți și sub denumirea de lifters sau cam followers. Sunt componente ale trenului de supape dintr-un motor cu ardere internă. Rolul lor principal este de a transfera mișcarea de la arborele cu came la supape, permițându-le să se deschidă și să se închidă conform ciclului de funcționare al motorului. Tacheții sunt esențiali pentru sincronizarea precisă a supapelor, ceea ce asigură o ardere eficientă a combustibilului și implicit o performanță optimă a motorului. Tacheții funcționează prin intermediul unui mecanism simplu, dar eficient. Arborele cu came are came profilate, care apasă pe tacheți, care la rândul lor împing tije în motoarele cu tije de împingere sau acționează direct supapele în motoarele cu acționare directă. Există două tipuri principale de tacheți, mecanici și hidraulici. Tacheții mecanici necesită ajustări periodice pentru a menține jocul corespunzător între came și supape. Tacheții hidraulici au un mecanism intern care permite autocompensarea jocului, eliminând necesitatea ajustărilor manuale. Aceștia utilizează presiunea uleiului pentru a menține contactul constant între came și supape. Schimbarea tacheților este esențială pentru a preveni uzura prematură a componentelor motorului și pentru a menține performanța optimă. Semnele că tacheții ar trebui înlocuiți includ zgomote de tacheți care pot indica uzura sau defectarea acestora. Problemele cu tacheții pot duce la o funcționare neregulată a supapelor, afectând performanța motorului. La anumite intervale de service este recomandată inspectarea tacheților și înlocuirea lor dacă prezintă semne de uzură. Tacheții motorului sunt componente vitale pentru funcționarea corectă a trenului de supape și, implicit, a motorului în ansamblu. Înțelegerea funcționării lor și a semnelor care indică necesitatea înlocuirii poate ajuta la menținerea sănătății motorului și la evitarea reparațiilor costisitoare. Prin urmare, este important să acordați atenție periodică acestei componente și să efectuați întreținerea necesară conform recomandărilor producătorului. Îți mulțumim că ai urmărit materialul nostru până la final. Dacă ai rămas cu ceva util în urma vizionării acestui clip, dă-i share să afle și prietenii tăi. Până la ediția următoare, drumuri bune!